În casa băieților, hărnicia era întoi, care mai de care și asumase câte o sarcină. Hai, Dani, să facem terasa amândoi. Vrei să te ajut să dai astea afară? Da. Acum? Da, când ajunge Dima până aici la asta motora, să dai cu asta, pentru a rinsi pe asta, dai cu aspirator. Și după să-ți dau cu mopa. Așa că au scos mobilierul de pe terasă în curte și pentru că se spălase pe jos, nu reacționau prompt la semnalul sonor primit și solicitarea de a schimba bateriile. Bă, frate, intrăm așa, ce? Hai, facem proasta asta. De ce, mă, de ce? El îți dea la tine, de ce, Dani? Că 7 dinguri, frate, mi-a amendă că nu vreți voi să spălați pe... Da. Stau să iau 7 dinguri că se supără zi, că am călcat. Nu vorbă de asta, a intrat Andrei. Dacă vezi că dă 8 dinguri unul după altul, aștept-o pe Andrei să vină cu 8, cu 16 baterii. Hai, toată lumea acum, ce? Noi tot a luat amendă doar tu, nu? Deci ne luăm după tine. Păi și din cauza ta, că noi tu ai vrut să mutăm mobilierul. De ce am mutat mobilierul? În fiecare dată se mută mobilierul, dar nimeni nu stă pe mobilierul. Și pe cine ai întrebat? Nu, a zis, nu o să... Ce, Antonio, în fiecare dată când îți dat? Ai întrebat? Antonio a zis, eu în fiecare dată... Antonio e șeful aici. Nu, în fiecare dată să-ți dea afară. Ai întrebat să muți mobilierul? Da. Iau ce... Pe el în fiecare dată aici să-ți dea afară. De ce n-a vorbit nimeni? Și acum a zis că e problemă că s-a mutat mobilierul. Nu, e problemă când stai tu acolo. Nu, n-a zis asta. Dacă cum? De ce nu e problemă când se mută? A zis Dani, e problemă că stai acolo sau Dani că a mutat mobilierul? Pentru în fiecare dată când te mute Antonio, nimeni să vorbește. Dar când ai stat aici, ai zis, are pe fața ta, scaun, nu se vede. Nu se vede. Hai să nu mutați mobilierul, frate. Da, dar după aia a zis, nu stai nici așa, pentru că eu am stat cu Simona dat acolo. Am schimbat așa și a zis să mutăm în partea asta. Înseamnă că am ascultat altă boxă, fiecare. Și în fiecare dată Antonio face așa, de ce nimeni vorbește? Bine. Dar observațiile și contradicția din casa băieților mergeau mai departe, că doar curățenia este importantă. Auzi, dar cine a dat acum mop în sala de sport? Eu, de ce? Ăla nu-i spălat pe jos în sala de sport. Da, ce? A, da, avem și desigur. Ai dat numai pe mijloc, că este jeg. Eram sigur. Eu chiar mă așteptam să... Băi, unde-i mă DSP-ul? Bă, ce ți-a zis doamna astrolog? A zis adevărat, frate. Ești fixat și obsedat. Dar cred că nu ți-a mai obsedat, că nu se zice. Aia nu-i curățenie. Aia, păi da. E curat tot și 98% e bine. Și vezi că în casă nu s-a uscat, da? Trebuie să mai dai o rată cu mopul. Doamne. Ai intrat și încălțat. Nu te-ai rescălțat când ai intrat. 50 de lei. Dani, ești bine acum? Nu mai vorbesc cu tine, frate. Ok. În fiecare dată când noi facem curățenie la terasă. Vrei să vorbim. Ok, în fiecare dată. Deci dacă vrei să vorbești cu mine, da, spui, okay. Termin, vorbesc și vorbești. Bun. Să zic la tine ceva. Bun. În fiecare săptămână, okay, bagă mobilie aici, okay, și fac ce a făcut eu. Okay. Dar nimeni stă acolo. Care e prima regulă când de când știți aici? Nu mutați mobilierul. Dar și noi îl mutăm determinat că facem aici. Noi mutăm! Da, fiecare dată! Bun, fiecare dată! De ce doar data și aia? Și vezi că a plecat toată treaba de la 8 dinguri date și tu vrei să stăm să vină Andrei cu 16 baterii. Și a venit Andrei. Păi, dar noi stăteam la ușă și nu intram că era avut ca și stăteam să vină Andrei cu 16 baterii. Și cu graba asta ce? Ca să stau să vină Andrei, nu? La ce? Să stau să-mi dea mie 8 dinguri? Și câte, că toată lumea a stat acolo și păi câte și oamenii v-aș mă sumi eu, care e problema? A venit de la toate noi Andrei și a dat. Da, și eu v-am sumi eu singur. Păi și tu de ce te-ai să te aprins că m-am dus și eu și n-am stat să vină Andrei? Și tu ai zis, noi stăm după zeni, dar mergi singur și păi gata. Nu, că tu te enervezi că trebuie să vină să așteptai, mă, că toată lumea stă după Andrei. Da, pentru a făcut curățenie, m-a frate și aut. Eu n-am vorbit pentru mine și eu am dat cu mopul. Dar e ceva cu minte. E cu minte. Tu ai minte, eu n-am minte, foarte bine. N-a zis, Dani, e greșit că stai acolo. N-a spus, Dani, e greșit. A zis, Dani, e scaun, ai scaun în fața ta. Dar n-a zis, Dani, pleacă de acolo că nu-i ce bine. Ce înseamnă scaun în fața ta? Că e scaun în fața mea. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Nu se vede, nu se cine vede nu pe cameră. Cameră. Clar nu trebuia să stăm toți la ușă să așteptăm bateriile aduse de Andrei. Și eu am zis, n-am zis nimeni să intre. Am zis, te rog, nimeni vorbește. Păi cum faci tu regulile? Nu ține cum faci tu regulile. Nimeni nu mai vorbește, dacă a zis duceți-vă schimbați toți baterie, tu zici nu mai vorbiți. Da. Deci dacă nu mai vorbim, putem să stăm cu bateriile schimbate. Nu, o secundă, când se intră Andrei, asta e batarie, nu e 10 km. Că faci tu regulile pe aici, că dacă știam, te ascultam pe tine. În living disputa continua între Zeni și alți combatanți, pentru că acesta se canfofilează de a face curățenie în baie. Data viitoare s-a votat? E Roberto cu Zeni. La baie, da. Și mai intrăm noi odată după aia și facem calul. Auzi, astăzi e ziua mea de baie și a făcut Antonio. Eu nu o fac data viitoare și nu e dubă și nu e dubă. Noi suntem 8.
În fiecare doi face deci o săptămână. Deci tu nu ai făcut curat în baie. Am făcut astăzi, a făcut pentru mine Antonio. Da, și înseamnă că săptămâna viitoare? Nu. O, era rândul lui Antonio și tu o să mergi în locul lui. Nu, asta nu e treaba ta. Nu, stai, stai. Deci n-ai de ce să te superi. Mâine să faci bucătărie. N-ai de ce să te superi. Dacă se înțelege al lui, nu e problemă. Antonio face în săptămâna viitoare. Antonio face în continuare săptămâna viitoare. Măcar o dată fiecare persoană să ajungă și în baie. Uite-te la mine. Eu n-am făcut bucătărie niciodată. Săptămâna viitoare faci bucătărie. Ok, cu tot cu baie. Ok. Și? Bă, dar dacă Zein are omul lui, de ce te bași peste el? De ce să ai omul lui? Are omul lui! Hai să ajungem să spălăm și WC-ul. Păi dacă are omul lui... Are omul lui, frate, face Zein, face Antonio să dai și data viitoare să faci Dani ceva. Ce faci curățenie de cameră sus? Și eu fac curățenie de cameră, mă. Asta e casa pentru noi, tot. Eu nu doar în cameră. Eu fac terasa tot spre WC săptămâna viitoare. Ca așa vreau. Nu, și de ce faci curățenie? Nu, frate, dar facem la nu, nu vreau să vorbesc. Eu nu vreau să vorbesc. Eu nu vreau să vorbesc pentru asta. Eu n-am vorbit nimic. Eu vreau să văd cum spală Zein. Eu n-am vorbit nimic de asta. Așa e corect, da? Tu speli baia. Eu nu fac curățenie. Ba da, o să speli baia, ba da. Păi dacă tu îmi gestionezi mie unde fac eu curățenie, gestionezi și ție unde faci tu curățenie. Nu, mă, frate, eu n-am zis dacă așa. Dacă tu ai problemă că fac eu camera sus, fac eu terasa tu pe baia. Stai puțin, frate, stai puțin. Stau. Și eu am făcut, pot să zic, Dani... Adică eu am 3 luni, fac 3 luni, în fiecare zi fac camera, ai venit tu că de ce fac camera sus? Ok, și eu vreau tot timpul să faci asta. Tu faci ce vrei tu, nu? Ok, nu e nicio problemă. Ok, dacă vrei să ne schimbăm, spui și baia. Nu, de ce schimbăm? Dacă de 3 luni faci camera sus, eu 3 luni vreau să faci bucătărie. E problemă? Da. De ce? Pentru că când am venit eu în casă, toți băieții erau foarte bine organizați, fiecare știa ce face. Eu nou am întrebat ce pot să fac. Tu ești nou, faci baia. Eu nu fac asta niciodată. Păi eu nu merg la WC-ul aici, eu merg la WC-ul acolo și faci curat în fiecare dată. Atunci merg la WC-ul. Atunci toate WC-urile alea de acolo. Eu merg la un WC-ul, frate, ba, nu merg da, la tot WC-ul. WC-ul asta nu merge pentru mine. Da, speli un WC-ul. Și tu, mă, frate, ca o femeie gravidă doar doarme și face aici, face aici. Dani deschize ochii, Dani nu dorme aici, Dani vorbește. Dintre noi doi vezi că am 3 luni, am luat, luat deja amendă. Au cam ieșit scânte, e clar, iar negocierea cu privire la programul de curățenie nu părea să dea roade, chiar dacă Antonio încerca să calmeze spiritele. Zic că ar trebui să ne punem un ring aici în spate, ne luăm la bătaie din când în când și mai scoatem din dragi, din nervi. Hai, vino! Fața aia că s-o pun în cap. Speli, speli. Omul meu, nu-i așa? Omul tău, hai odată. Păi nu vezi că-ți fac toate treburile pe aici, murdare? Doamne. Ai văzut, nu? Și am auzit. E chestia că aici trebuie să te simți. Dacă ești nesimțit și nu faci curat, e partea doua. Vorbește frumos, te rog frumos. Dar nu, tu nu ai jignit. Nu, vorbește frumos. Eu nu te-am jignit. Dacă ești nesimțit, eu nu sunt nesimțit. Dacă ești nesimțit și vorbești așa, eu știu ce răspund. E nesimțit, nu cuvânt frumos. Dacă vrei să vorbim așa, să vorbești. Asta ține de bun simț. Să vorbești. Dacă tu faci pe nesimțitul și nu vrei să faci curat. Vorbești. Este strict. Și am vorbit de 2 de 3 ore. Cine vrea să faci curat, spune ce vrei să faci, nu am nicio problemă. Nu trebuie să spună nimeni ce să faci. Și dacă nu îi spune nimeni, să faci camera mea și gata. Da, dar treci și tu pe living, treci pe la bucătărie, treci pe la baie, ne tot în toaletă, ne ducem și ne facem nevoile toți. Ne spălăm toți în duș. Dar cel mai simplu așa e. Să faci pe fraiere că geamantar sau că nu te înțelegi și gata. Ceva mai târziu, Zein susținea că nu a înțeles clar ce înseamnă o remarca lui Dani de mai devreme. Deci conflictul nu înceta. Omul meu, n-am auzit. Cum am auzit? Am zis, hai omul meu. Deci oamenii mei înțeleg ce înseamnă, dar omul tău nu înțelege ce înseamnă. Și știu ce înseamnă omul meu când ai zis tu, dar n-am folosit. Acum am învățat omul meu. Nu știu oamenii mei. Deci nu cred, deci nu cred. Deci nu cred, deci nu cred. Pe bune. Nu vorbeam cu tine, vorbeam cu Dima. Dacă supra mine, trebuie să răspund eu. Nu, vorbeam cu Dima, dacă tu ai auzi ceva. Bravo. Am zis să mă omoare 16 minute, ce nu înțelegi? Bravo. Am zis ceva despre tine? Bravo. Nu te simți atât de important că nu ești. Și eu nu o să văd pe tine, mă, frate. Vă-ți la treaba ta, dacă tu nu e important la tine, eu nu o să văd, crede-mă, pe cuvintul meu. Păi, fă-o în continuare. Fă-ți jocul ăsta așa de om care a venit din altă țară și este tratat cu indiferență de ceilalți colegi. Sărăcuțu. Iar Zein și Dani se întorceau la sursa inițială a conflictului și Vlad simțea să intervină din nou între ei. Am zis, stai puțin, s-a intrat Andrei. Ce, tu păi poți și dau odinguri da, în continuu. Da, nu trebuie să vorbești tare și așa. În fine, eu n-am supărat pe tine. În casă, eu vorbesc cu, cu eu Dani, te rog frumos. Minți. Nu minți. Asta am făcut eu.
Nu-mi. Eram tot afară și nu am auzit toți. Vorbește frumos, te rog frumos. Pentru tu ai cuvinte copil, nesimțit, minț, animal, porc. Asta nu-mi place cuvintul, te rog frumos. Când vorbești cu mine, vorbești frumos. Eu nu minț. Și când minț, trebuie cineva mare ca mine să fie în fața mea. Ca tine așa și minț, din viața ta nu mă aștept asta de la mine. Eu minț pentru mine, frică de Vlad. Minț. Nu mai cumpăr Vlad cu 2 lei, mie minț. În fine, frate. Aoleu, păi ce vă curați? Păi ne-am săturat să facem curat după alții. Sincer. Alții fiind Zain? Care nu face nimic în casă. Decât dă ordine să curețe ceapa, să curețe cartofi și îl învârte în tortigaie. Am spus la tine vreodată așa? Nu, ai spus la ceilalți. Nu-i treaba ta, dacă înseamnă nu-i treaba ta. Noi când facem, mâncare, faci eu și Antonio ai. Și eu vreodată. Crede-mi că ne-am săturat de victimizarea asta. Nu trebuie săturat, trebuie să stai departe de mine. Și suntem români rasiști care nu te ajutăm să... Păi fix asta o să pară la televizor. N-am zis așa, dacă ai auzit cineva așa am spus. Nu cred. Am spus așa ceva toată lumea, băiatul. Am zis cineva, eu sunt roman și eu e arab și nor. Așa o să pară. Dar nu pare, uite, hai ca să ne liniștim. Nu pare. Deci, ce nu face Zain? Hai. E adevărat? Da. Cam da. Antonio? Eu, pot să vorbești eu? E adevărat? Imediat, stai o clip. Te rog frumos. A participat la curățenie, dar de câteva ori nu a fost. De două ori a participat de când e aici. Eu când am venit, de două săptămâni, eu am făcut mâncare. De două? Sâmbătă. Stai puțin, când ai venit? Acolo lună. 6 săptămâni. Prima două săptămâni, da. Eu am făcut mâncare. Așa. Toată ziua eu am făcut mâncare, de două săptămâni. A săptămână 3 sau... Nu pentru că... toată lumea? Da. Și a zis Mihai și Dima, nu faci curățenie, eu nu sunt bine. A zis Mihai, frate, eu să-ți dau la cameră sus. E Mihai singur, a zis băiatul. Eu am zis, eu fac, frate, a zis nu. Stai tu și eu fac. Curățenie. Mihai, sus, a zis, eu trebuie să-ți dau cu motorul sus. Și am zis, ok. Mihai a zis, nu, stai. Ce? Și... da, stai și eu îți dau. Mihai singur, a zis. Da, pentru că ai zis că ți era rău. Da. Nu, dar și... rău e să faci mâncare sâmbătă. În fine. Și după aia am făcut curățenie. Cum o? După Mihai. Și după Mihai? Da. Mihai, da. Mihai a zis, deci erați tandem, da. Da, și când se zic cineva, eu nu mai spun nu. Și ieri trebuie eu să faci paie. A zis, noi suntem mort. Și l-ai trimis pe omul tău. Am zis la Antonio, Antonio, faci tu baie și eu faci locul tău. A zis, ok, faci sală și terasă. Am făcut sală și terasă. Când a venit Vlad, a zis, săptămâna viitoare tu faci. De ce? E rău cu mine. Ai o problemă cu baia? Da. Era de veciun. Toată lumea trebuie de veciun, să treacă. Da, dar eu nu merge acolo. Da, dar faci duș acolo. Și am zis, dacă cineva cu mine să faci baie, noi două persoane, cine eu fac. Cine nu face baie, atunci afară, în grădină, și gata. Știți cum e. Păi da, dar vezi că și despre tine a făcut o remarcă, că dorm precum doamnele păi, da, însărcinate. Pic, Dani doarme pentru că ei se face somn. El cere la cameră și doarme continuu. Dar asta nu e treaba ta. Păi cum? Când se încearcă la cameră să zic mi-e rău la medic și dorm la 11. De două ori s-a întâmplat când i-a fost rău. Adică să nu crede telespectatorii că Zain are tratament preferențial. E rău continuu lui. Adică a fost data viitoare să zic la tine mâine să fie rău și îmi cer scuze. Nu știu, da. Tu, gelos sau ceva? Nu știu, la cameră și dorm, mă, frate. Ce treabă ai cu mine? Dar nu, da, ți-a fost rău și ai cerut și tu să dormi și n-ai primit? Da, n-am nicio treabă. Și dacă eu am treabă, ce treabă ai tu? Că faci pe victima. Asta e problema. Mă, băiatul. Vorbești frumos, vizibilă. Oricum eu n-am vorbit cu tine niciodată. Când am venit până acum nimeni n-a dat la mine pe... Și care e problema? Uite, da. Am vorbit eu, mai eu vorbești frumos. Eu vorbești frumos. Când hai ajungi acolo... Hai să ne întoarcem la baie. De, care e treaba cu baia, Zain? Eu am problema când am venit aici. Am zis cu asta materialul de baie, cu tot materialul, cu asta... Produsele? Da. Eu am problema că răspir și am vorbit. Și a zis... Este alergic? Da, și am vorbit, a zis doar de mâna lui doamna Simona și plec când vrei tu. Asta când am venit. Ce să fac? Dacă nu pot să respir. A, să-mi faci. Da, doar faci așa și a zis să pleci direct. Okay, am vorbit. Uite, nu știam treaba asta. Că și am vorbit când am venit. Okay. Și pe gala noi asta, înainte gala aia, am zis la Bogdan, nu pot, trebuie să pleci. Am plecat, am stat afară singur. Acum, asta cu clor, lucrează într-un salon de înfrumusețare unde se folosește amoniat. Crede-mă, eu nu folosesc niciun vopsit cu amoniat, asta primul. Nu folosești tu, colegi, te folosesc. Și ce treabă am? Eu nu stau pe loc cu asta. Și creatine eu nu fac. Eu nu fac tot asta, eu nu minț. Am vorbit asta. Dar acum, să zicem, și tu ai o înțelegere cu Antonio în sensul ăsta? Da. Și am zis, da, păi, iată, și n-a supărat Antonio. Dacă e neapărat, de ce ne... De ce vă supărați? Adică ce, care e treaba? Important este ca Zain să spere sau să fie curat?
Nu, este important să treacă la ei. Să fie dar e să fie... Da, dacă e înțelegerea lor... De ce să fie înțelegere? Păi așa o să vorbim toți cu Antonio, să ne facă curat într-o care e domnule. Ce? Păi ce vă oprește? Ce vă oprește? Dar nu e corect, adică... Fiecare face cu... Nu știu unde e problema. Duș, duș face nevoile. Da, și tu ce-i faci în schimb? Stai un pic, stai un pic, stai, Andrei. Nu, eu înțeleg. Tu ce-i faci? Adică el ce-ți face în schimb? Nimic. Tu îi faci baia, tu, el... Mai îmi dă un contur la barbă câteodată și i-am zis. Mi-e convine. Așa, ok. Serios, acum... E problema, el accept. Dacă nu accept, altceva. Dar el accept și zice ok. Absolut. Na, da. Aici nu pot să intervin, deci nu pot să intervin. Să lămurim și cu terasa. Regula nu este să nu mutați mobilier. Pentru curățenie, evident că aveți voie să mutați, ușor, că da, nu poți să speli dacă... Problema era că tu voiai să ațipești așa pe... ca o gravidă, ca să citești pe Zen, după un scaun și te vedeau, colegii, că asta e chestia, să fiți văzuți. Asta era, atâta tot. Nu că nu puteai să stai acolo. Da. Nu că nu, exact, nu că nu puteai să... Adică ai vrut așa să... Eu înțeleg că și eu am dormit ieri, jur. Sunt copiii la țară două zile și am dormit la prânz. Adică, uman, te înțeleg, doar că... De asta era problema cu mobilierul, nu că n-aveți voie să mutați. Așa, în general, da, n-aveți voie să mutați, dar pentru curățenie, evident, da? Și încă o dată, pentru corectitudine, au fost 5 donguri, nu 8. Da, s-au sunat tare. S-au auzit tare în box. Au sunat tare, ți-au trezit somnicul, exact. Da. Ok. Ce spune Andrei? Că moșmodeiști tu ceva acolo, ia. Da. Tare, stau. Vine să fii ceva din propria inițiativă, nu să te pună cineva, fă aia, fă aia, fă aia. La cine te referi? Zei. La curățenie. La... Zei. Da, Zei. Mă refer și Zei. Și mai cine? Și-am cerut o listă și o foaie, o listă și un pix, în care să facem bilețele din tras la sorți, în așa, care să fim doi pe baie. Ei, să dea Dumnezeu să cadă Zei cu mine pe tură, că spală WC-ul de rupe. Nu vreau cu tine cu tine întoară. Cine lucrezi cu tine? Nu, dar cer să că Vlad, eu știu că la începutul sezonului nu mai era făcut baia. Și adică pentru ce vrei? A zis nimeni nu-mi faci baie după mine. Nu pot, nu suport. Eu singur, eu când am venit așa am auzit. E ca în tabără, te obișnui. E ca în tabără, dar chestia când găsești niște... Nu vreau să intru detalii, te rog. În sfânta zi de întâi mai. Și ca să nu dau și nume. Am intrat fix după... Nu! Vreau să știu. Vreau să am așa o imagine drăguță despre voi, serios. Mulțumesc, noi nu folosim așa ceva musulmani. Mai cu degetul, am uitat. Măi, băieți, vorbește frumos. Vă rog frumos. Hai să trecem mai departe, gata. Gata, plec, 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 zi, zi, zi. Hai să ne oprim.